Fetelor, eu sunt Modelina, bine ați revenit la mine pe canal. Astăzi voi filma un video pentru top 10 în competiția Cupio Beauty Blogger, așa că am super mare emoții, sper să-mi iasă ce-mi doresc. Tema pentru această etapă a concursului a fost Disney World și pe lângă faptul că e o temă minunată, este și o temă foarte, foarte ofertantă. M-am gândit să aleg un personaj pozitiv prima oară, am renunțat la idee pentru că m-am gândit că foarte multe fete ori să se îndrepte către personajele pozitive și urechile astea nu stau chiar cum vreau eu. M-am gândit că foarte multe fete se vor îndrepta către personajele pozitive și am zis ok, bine, mi-aleg ceva ce ar reduce oarecum șansele ca altcineva să facă și mi-am ales un personaj negativ. Mi-am ales, da-da-dam, pe Ursula din Micuța Sirenă. Mica Sirenă, cred că e, nu? Nu e Micuța Sirenă, cred că e Mica Sirenă. Ok, mi-am ales-o pe Ursula oricum, pentru că mi s-a părut foarte challenging din punct de vedere al make-up-ului. În primul rând, un personaj negativ e mult mai challenging, pentru că trebuie să-i evidențiezi așa trăsături mult mai rele și mult mai accentuate decât ar avea un personaj pozitiv în lumea Disney. Personajele pozitive sunt simbolul inocenței, al bunătății, al, nu știu, sacrificiului, multe alte lucruri. Și atunci toate astea trebuie să fie evidențiate și pe chip și pe față și nu poți să vii cu un machiaj așa foarte strong pentru că ți-ar distruge oarecum imaginea personajului respectiv, așa că mi-am ales-o pe Ursula. Voi începe prin a folosi o vopsea de față mauve pe toată fața, am testat aici cum se vede. Nu o să aplic fond de ten, nu o să aplic nimic, o să aplic doar această vopsea de față. Mi-am hidratat fața înainte ca să nu se producă, nu știu, crăpături pe vopsea sau nu știu exact cum reacționează vopsea de corp. Wow! O să fiu o caracatiță! Orice părticică de piele care este la vedere va fi vopsită în mov, inclusiv urechile, absolut totul. Singura parte urâțică din toată treaba asta este că eu va trebui să merg până la prieta mea unde o să filmăm story-ul mov pe față, ceea ce... It's gonna be scary pentru taximetrist. O să încerc să o aplic în două straturi ca să nu am depigmentări. Ok, o să folosesc o pensulă de față pentru că vreau să se așeze vopseaua mai bine prin locurile unde nu s-a așezat cu burețelul, deși pe ambalaj scria că ar trebui să o pun cu burețelul. Cred că s-ar putea să se așeze mai bine cu o pensulă de față, totuși. Am terminat de aplicat vopseaua pe față. O voi încerca să aplic și aici, la nivelul părului, ca să nu se vadă niciun pic de diferență. O să iau eyelinerul pe care l-am primit de la Cupio și o să îmi trasez linia sprâncenelor. Am pe telefon o poză cu Ursula, așa că o să încerc să recreez oarecum sprâncenele ei. O să le umplu mai târziu cu alt eyeliner, tot de la Cupio, cum doar le desenez. S-a umplut vârful eyelinerului de mauve, de vopsea mauve și nu se mai aplică așa cum trebuie. Tot cu ajutorul acestui eyeliner voi trasa pleapa ursului cum ar veni. Voi trasa linia unde ar trebui să vină pleapa care va fi în dreptul sprâncenelor mele. Voi încerca să umplu sprâncenele. O să le arcuiesc și o să le îngroș un pic mai mult în partea superioară, să-i dau așa un look mai răutăcios. După care o să iau o pensulă creion și un pic de fard negru pe care o să-l dispersez cum ar veni aici. O să creez totuși o ușoară umbră sub linia asta de tuș.
următorul lucru pe care îl voi face este să iau un far de culoare albastră și să-l aplic pe toată pleoapa ursului, cum ar veni, adică toată pleoapa mea. Voi lua pensulă de blending oarecare și o voi albăstri și voi încerca să trec cu pensula de blending mai ales pe marginile, adică aici, la marginea pleoapei, aici, în interiorul pleoapei, ca să nu se termine brusc tot albastru. Trecem la pleoapa de jos, voi folosi nuanța albastru, aceeași nuanță pe care am folosit-o și deasupra. Și voi încerca să o aplic pierdut pe pleoapa de jos. Acum voi lua din nou pensula de aplicare a fardului și voi aplica farul de culoare deschisă pe care l-am aplicat și deasupra pleoapei, un albastru deschis oarecum. Se vede el foarte bine pe movul ăsta. Acum că sunt aproape gata cu ochii, următorul lucru pe care îl voi face este voi lua din nou far de culoare neagră pe o pensulă creion și voi încerca să adaug adâncime acestei pleoape, pentru că am trecut cu albastru peste și s-ar putea să nu se mai vadă așa de bine. Așa că voi repeta. Pleoapei, între pleoape și sprâncena ursului, voi aplica o nuanță de gri. Eu nu prea am o nuanță de gri, merge mai mult spre negru, așa că sper să se vadă ok. Ai, ok. Dacă pun mai puțin, o să se vadă bine. Următorul lucru pe care îl voi face este voi lua eyelinerul de la Cupio și voi încerca să trasez toată linia pleoapei, atât pe pleoapa inferioară cât și pe pleoapa superioară. Face la final un fel de linie de gene, cum ar veni. Nu știu sigur dacă am voie să pun una pe față, ținând cont că o să transpir, așa că spun vrețelul ăsta. Sper să mă descurc. Ok, cred că ar trebui să folosesc tușul normal cu pensulă. Da, voi folosi tușul normal cu pensulă pentru că mi-e destul de greu cu acesta. Voi încerca cu tușul normal. Ok, ia să vedem. Nevoie de pensulă chiar mai mică ca să desenez genele acelea false de la final și voi încerca să pun mâna, sper să nu se ia bursă. Să îngroși totuși linia de tuș mai mult. Și voi repeta același lucru pe pleoapa inferioară, adică voi desena cu tuș toată pleoapa inferioară. Și voi desena inclusiv gene false pleoapa inferioară. Voi pune cât de mult negru pot pe conjunctivă. Și pentru că ochii mei încă nu au suficient negru și suficientă adâncime, îi voi rimela și apoi voi pune genele false de la Cupio împreună cu adezivul și voi desface adezivul care se usucă negru și genele Cupio Lash Catwalk pe care le voi folosi pentru acest look, ca să am o privire adâncă cât un ocean. Și teoretic, după ce pun genele, mai am de făcut un pic contur al feței, probabil cu un mov mai, o nuanță mai închisă și am cap terminat cu lucrul. Și buzele, da. Și buzele și cam asta e, am terminat cu lucrul. Și acum că am terminat cu genele și cu machiajul ochilor, voi trece la buze. Buzele ursului erau foarte roșii și aveau colțurile îndreptate un pic în sus, așa ca un joker. Pentru buze voi folosi o nuanță de roșu evident și pe care o voi intensifica cu acest rozaliu oarecum de la Cupio, Get Metallic, în nuanța Happy Fuchsia.
Cam așa ar trebui să arate buzele, aștrânse usuce ruj urmat. După care voi trece la a pune un strat de fucsia. Ia să-l și văd dacă e ceea ce îmi trebuie mie, da. Pe centru buzei. Ursula avea o armiță foarte mare aici, pe care o voi face cu ajutorul eyelinerului de la Cupio. Pentru că ies afară, o să încerc să setez cu un fard mov toată vopseaua de pe față. Sper să nu mi se topească vopseaua de pe față, sper din toată inima. Pentru că s-ar putea ca atunci când ies afară și dacă transpir, chiar și un pic, cred, o să înceapă să curgă. Că se ia cu apă. Cam asta ar fi. Am terminat cu machiajul feței pentru Ursula. Trebuie să fac o vrajă, să-mi fac părul alb. Va trebui să mai aplic vopsea de față pe brațe, pe piept, dar asta o voi face la prietena mea. Așa că, acestea fiind spuse, această vrăjitoare a mării vă pupă și ne vedem imediat. Se mâncă Ursula? Rar. Cum face Ursula? Nu știu.